Poate că nu știați, dar inelele pe care le purtați zi de zi vă pot influența comportamentul. Contează mult degetul pe care aveți un inel și metalul din care este făcut. Ring palmistry este trendul care a luat cu asalt vedetele de la Hollywood. Chiar și logodnica prințului Harry, Meghan Markle, poartă mai multe inele care spun multe lucruri despre personalitatea ei. Meghan Markle nu a atras atenția doar cu inelul de logodnă primit de la prințul Harry, ci și cu cele trei inele pe care le poartă la mâna dreaptă. Unul pe degetul mare, unul pe arătător și unul pe inelar. Specialiștii spun că fiecare inel are o semnificație aparte și pot spune multe despre personalitatea unui om. Meghan Markle, Victoria Beckham, Emma Watson, Katie Holmes sau Kate Winslet sunt doar câteva vedete care nu se mulțumesc doar cu un inel pe mână. Trendul care a acaparat vedetele de la Hollywood se numește Ring Palmistry și se spune că îți poate influența comportamentul. Asta pentru că mare parte a creierului nostru este dedicată mâinilor. Creierul interpretează mereu senzațiile, atingerile, mișcările, iar inelele au un impact important. Un inel purtat pe degetul mare arată că vrei să deții controlul și te ajută să fii mai motivat, în timp ce inelul de pe degetul arătător joacă un rol important la capitolul stimă de sine. Degetul din mijloc este numit de specialiști zidul, datorită poziției centrale și stabile, și are legături puternice cu stilul de viață și principiile morale. Un inel purtat pe degetul din mijloc te ajută să nu uiți de ce este important în viață. Emma Watson a fost văzută deseori purtând un inel pe degetul din mijloc, ea fiind implicată deseori în campanii umanitare, de feminism și de educație. Un inel pe degetul inelar înseamnă, bineînțeles, un angajament important, de aceea verighetele sunt purtate pe acest deget. În schimb, inelul de pe degetul mic arată faptul că ești o persoană deschisă din punct de vedere sexual. Câte un inel purtat pe toate degetele indică o persoană nesigură pe sine și o personalitate tulburată.